Bună, Rac! Și bine ai venit la previziunile pentru luna octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Rac, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, discutăm despre dragoste, carieră și bani, clarificăm toate cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor, Romantici. Îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa. Iar în final vedem surpriza pentru Rac în această săptămână sau în această lună octombrie. Da, cu siguranță săptămâna în care privești aceste previziuni este săptămâna în care se vor întâmpla foarte multe lucruri în viața ta. Este o lună octombrie în care să știi că anumite schimbări pot veni și cu viteza luminii pentru tine, schimbări destul de importante. În primul rând, pentru RAC avem o eclipsă de soare pe 2 octombrie. Este o eclipsă de soare bună, care bineînțeles se petrece pe casa a patra. Dragi raci, este ca o resetare acolo din punctul meu de vedere, care ține de casă și de familie. Pentru unii trecutul bate serios la ușă pe această eclipsă și este despre un nou început care bineînțeles vizează și viața de familie, casa vizează și trecutul, zona imobiliarelor, e ca și cum racul acolo dă startul da, unui proces sau dai startul unei perioade în care ai de rezolvat ceva din punct de vedere juridic. Alții vedeți că eclipsa asta poate să aducă la suprafață tot felul de secrete da? de prin trecut care au fost ascunse și secretele astea te ajută. Da? Pentru unii raci poate să fie vorba despre o nouă casă sau despre o veste care apare în legătură cu un cuplu din casă. Sunt niște discuții acolo pe care racul le află. Da? Pentru alții poate așteptați vești importante de prin trecut și uite, acum veștile astea vin către voi. Este oricum o lună octombrie foarte puternică încărcată din punct de vedere emoțional pentru toate zodiile, dar pentru tine este vorba în special de propria persoană. Da? Și uh, pentru RAC, luna octombrie înseamnă și acceptarea unor schimbări, înseamnă și să accepti să lași trecutul în urmă. Să știi că este o lună și foarte norocoasă, foarte mulți raci o să aveți mult curaj în această lună să faceți doar ceea ce vă place, să faceți decizii înțelepte, să mă rog să luați decizii înțelepte. Uh, relația, bineînțeles, cu persoanele de prin trecut sau relația cu membrii familiei poate să fie puțin aglomerată. Însă, dragi rași, spre final de lună sunteți foarte bine susținuți, sunteți puși într-o situație, să zic așa, pe care nu neapărat puteți voi să o controlați și care, să știți că vine cu niște schimbări destul de profunde. Uh. E o lună octombrie foarte puternică. Uite, și Jupiter începe retrogradarea, da, începe retrogradarea începând cu 9 octombrie și până prin februarie 2025, așa stă. Asta înseamnă că racul o să simtă nevoia de mai multă introspecție, o să simți nevoia să te rogi singur, să meditezi singur, poate știu eu unii raci, uite acum ați simțit nevoia să vă apropiați mai mult de subconștientul vostru, să vă întoarceți la voi, însă poate să fie și o perioadă în care racii sunt mai secretoși în tot ceea ce fac, unii poate chiar reveniți asupra unor probleme de prin trecut. Probleme de la muncă, probleme de sănătate, probleme uh, spirituale, de ce nu, și uita acum puteți să reveniți asupra lor tocmai pentru a le rezolva. Apoi avem o lună plină în berbec uh, pe 17 octombrie care, bineînțeles, activează axa 40 și pentru RAC este despre o schimbare acolo care apare și care ține în primul rând de cariera ta pentru unii poate să fie vorba despre finalizarea unui contract oficial sau chiar despre schimbarea statutului. Nu știu, vă dați demisia, vă schimbați jobul. Pentru alții este vorba despre o hotărâre care se ia într-o relație din jurul vostru și în urma acelei hotărâri Racul se bucură de schimbare, de eliberare. Poate să fie și asta. Cei care vă știți cu probleme, prin relația de cuplu. Ei, uite, acum se poate lua decizia cea mare, dar tot pentru rac este vorba despre un apogeu da, la care ajungi. Este vorba despre un succes în același timp pe care îl poți avea, dar care, bineînțeles, vine la pachet și cu niște sacrificii. Da? Pluto e și el în mers direct, începând cu 11 octombrie. Așa cum bine știi, stă în Capricorn până spre final de noiembrie și apoi gata, nu-l mai prins decât peste 200 și ceva de ani. Asta înseamnă că în această lună octombrie este clar că anumite relații din viața racilor se schimbă se schimbă. Puteți să finalizați tot felul de demersuri care țin de acte, de relații, poate e vorba și de un proces, poate e vorba de lucruri importante care se întâmplă acolo, dar racul cumva iese din luna octombrie mult mai matur, mult mai asumat, mult mai sigur pe el. Da? În a doua parte a lunii octombrie o să simți așa ca o ușurare. Să vedem ce spun și arhanghelii pentru tine. Numărul 12, foarte important pentru Rac, 1 2 3 21. Culorile importante: roșu, albastru, portocaliu, iar arhanghelul Uriel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Ard toatele tendințe ard toate tendințele nefaste din ființa ta, alchimizezi toate amintirile tale traumatizante și te ajut să-ți transformi dezamăgirile în cele mai evidente binecuvântări. Frumos! Pentru RAC este despre a elimina acele frici, acele tendințe care nu ți aduc uh, beneficii și este despre a face pace cu trecutul. Unii raci acum, în luna octombrie, puteți să simțiți, așa cum v-am zis, că trecutul bate serios la ușă, dar este despre a face pace, este despre a înțelege de ce s-a întâmplat un lucru la momentul respectiv. Unii o să înțelegeți că anumite situații de prin trecut, care poate nu au fost chiar atât de bune, o să înțelegeți acum că ele de fapt au fost niște binecuvântări. Da. Niște dezamăgiri, da, care se uh, arată ca fiind niște binecuvântări. Hai să vedem dragi raci și. Tarotul ce transmite ce trebuie să știți. Pentru luna octombrie este o lună sub semnul tăcerii. Este o lună sub semnul izolării. Este o lună sub semnul misterului, să știți și este foarte încărcată din punct de vedere energetic. Pentru toate zodiile. Prima carte este Roata Destinului pentru Rac. O oh, schimbări mari în casă, să știți, sau un cercul de prieteni, în familie, în relația de cuplu. Lumea, foarte frumos, da. Lumea, Steaua, o noutate care apare. Este o decizie care se ia într-o instituție de stat sau ai o persoană în jurul tău care e mai dură, mai rece, mai rațională, care ia o hotărâre care este eliberatoare pentru tine. Lumea înseamnă succes. Unii, raci, vă mutați, alții plecați. Pentru alții este vorba despre a încheia o etapă care poate durează de mai mult timp. Dar pentru unii văd aici și un drum lung pe care îl faceți, dar pentru alții să știți că e foarte puternică această idee de mutare și relocare sau relocare. Roata destinului. E clar că relațiile racilor se schimbă începând cu luna octombrie. O relație se închide, începe alta sau este vorba despre a trece în altă etapă. Patru de la baza manifestărilor tale. Unii petreceți, aveți parte de o bucurie, poate aveți o zi de naștere, un eveniment important, în In inima ta nebunul, racii au foarte mult curaj, doar că, așa cum am zis, este despre o schimbare bruscă din punct de vedere personal. Este o schimbare bruscă, da, care ține de o casă, care ține de o nouă persoană care apare. Sau racii, în sfârșit, au foarte mult curaj și lasă în urmă ceva disfuncțional. Regina de băte în mintea ta, o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător este vorba despre o bucurie mare pe care o ai. Este vorba despre faptul că racii uh, se simt aplaudați, se simt mulțumiți, dar poate să fie, bineînțeles, și o lună octombrie în care tu ai o speranță foarte mare, în general. Ai o speranță mare legată de un loc de muncă, legată de o pasiune de-a ta tonul în exterior, deci din nou ideea de drum, de mișcare, o bucurie care apare, felul în care tu vei îmbrățișa aceste schimbări va influența foarte mult comportamentul celorlalți sau ceea ce se va întâmpla în jurul tău. Apoi avem doi debute. Cineva de la drum lung da, care vine către tine sau poate tu faci un drum lung, dar văd și o persoană care se află în pauză sau cineva care se îndepărtează de tine. Poate să fie și cineva aici care își face planuri pe un termen lung și foarte lung. Iar ultima carte este judecata, deci pentru racă apare o veste mare în luna octombrie. E o ședință, se hotărăște ceva, se dă o lege, e o nouă regulă la muncă. Pentru alți raci este vorba despre un răspuns aici pe care voi îl așteptați de foarte mult timp, dar acest răspuns care vine sau această veste care apare, să știți că are o influență asupra unui grup mai mare de oameni, deci nu e special așa pentru voi decizia. Aia. E ceva mai mare acolo. Dragi raci, acestea au fost previziunile generale pentru luna octombrie. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, dragoste, carieră, bani, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru RAC în luna octombrie. Te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să ai o lună octombrie cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.